Lucrările de reabilitare au început în urmă cu trei ani, după mai multe amânări, iar anul viitor aceasta va fi inaugurată în prezența reprezentanților administrației publice locale și a Constanțenilor. Au început ultimele lucrări, pardoseli, acoperișul este aproape gata în totalitate. Se fac ultimele lucrări la instalațiile electrice, instalațiile de încălzire, ventilație, deci suntem într-un stadiu avansat a declarat Gabi Puchiu, reprezentant edificia Carpați, șef lucrării Cazinoul Constanța. Clădirea a suferit mai multe reparații de-a lungul timpului. În 1916, în urma bombardamentelor, acoperișul a fost dărâmat. Ulterior a fost refăcut. Apoi, în al doilea război mondial, în 1941, a fost bombardată scara de onoare care a necesitat reparații. Aceasta a fost refăcută cu ajutorul deținuților politici în 1951. Acest lucru nu s-a știut. Noi am găsit niște mărturii în pereți, niște scrisori, bucăți de sac pe care erau scrise numele lor și impresiile de la acel moment. Tot ca stadiu de lucrare, în 1986, ultima intervenție a fost făcută de către ONT Litoral. Sunt cei care au refăcut această clădire pentru a funcționa ca și restaurant. În ultimii patru ani, de când am câștigat licitația, s-au refăcut planurile exact cum a fost inițial. Clădirea a fost în totalitate îmbunătățită, de la rezistență la ornamente, acoperiș, candelabre, pardoseli, tot ce veți vedea sunt noi în stilul Art Nouveau. A adăugat Gabi Puchiu, reprezentant Edificia Carpați, șef lucrări Cazinoul Constanța. Bijuteria arhitecturală este aproape zilnic admirată și fotografiată de cei care se plimbă pe faleză și a fost concepută pentru a fi muzeu. La subsol, clădirea adăpostește trei camere, care de asemenea vor fi muzeu, iar la etaj sunt două săli mari: sala multifuncțională, sala de spectacole care va primi echipament, scenă, scaune, iar alături va fi sala de bal, care se numea odată sala oglinzilor. Ne bucurăm să vedem schimbările prin care trece cazinoul. Lucrările de restaurare au început în primăvara lui 2020 și au avut inițial ca termen de finalizare 30 de luni, respectiv toamna anului 2022. Cel mai probabil, vara viitoare, ne vom bucura de frumusețea lui. A declarat George Mândilă, președinte al organizației de management al destinației Mamaia Constanța. Fondurile sunt asigurate de Compania Națională de Investiții prin Ministerul Dezvoltării. După finalizarea lucrărilor, clădirea va reveni administrației publice locale din Constanța.